Bună ziua și bine ați venit la propunerea exerciții de matematică. Să le spunem prietenii noștri, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Da? Suntem în perioada asta frumoasă, din an. Așa, dar încercăm să trecem în revistă o serie de probleme pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Să zicem așa. Aflați numerele A, B, A dintre ei. Știind că A, B, A se divide la 6. Știind că A, B, A, deci clasa A, adică se împarte la 6, asta înseamnă se divide, da, să nu vă sperie. Se divide, se împarte exact. Fără rest. Aflați. Păi, unul dintre numere... Păi, e nu așa, pe ghicite. Nu, domn profesor? Mai facem pe ghicite. Nu, 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 dar pe ghicite nu numerești nimică. Pe ghicite e... Deci dacă încercăm să găsim toate variantele cu putință, nu, asta este rostul. Deci haideți să ne gândim serios. Deci e vorba de toate numerele de 3 cifre. Care se divid la 6. Care se divid la 6. Oare ce înseamnă se divid? Se împarte. Se împarte exact, da? Adică trebuie să împartă și la 2. Și la 3. Și la 3. Și la 3. Și la 3. Deci 6, incorporat în 6, se află 2 și 3. Și 3, corect. Deci este echivalent. Echivalent cum a spune că A, B, A, da, A, B, A, clasa A, 4A. A, B, A, echivalent cum a spune că A, B, A, se divide la 3 și A, B, A, se divide la 2. Uitați-vă cum trebuie să redactați, da? Matematic. Și una și alta. De simultan să se întâmple asta. Ce înseamnă că A, B, A se divide la 3? Adică se împarte exact. Exact. Dați-mi un exemplu de număr care se împartă exact la 3. Vă pățați două profesori. Da, 120 și... Suma numerelor trebuie să 3. 123. 123. Cifrelor. Suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Profesor, 339. Domn profesor, dar de la A, B, A, că se trebuie să se împarte exact la 2, știm că numele trebuie să fie pare. Dată o primă observație. Deci să le luăm pe rând, Daria. Să ne oprim aici. Faptul că A, B, A se împarte, se divide la 3, este echivalent cu a spune că A plus B plus A. Uite, adică suma cifrelor numărul acela, să dacă și voi, vă rog, așa, A plus B plus A, să fie un multiplu de 3. Asta înseamnă să împarte exact la 3. Să fie 3, 6, 9 și așa mai departe, da? Deci egal, multiplu de 3, scrim așa, multiplu de 3. Deci să fie un multiplu de 3. Iar aici, a spune că un număr se împarte la 2, se divide la 2, când ultima cifră este cât? 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8. Deci echivalent cu a spune aici că A aparține mulțimei 0, 2, 4, 6 și 8. 0, 2, 4, 6 și 8. Așa cum? Dacă știm... 202. 202. Da, hai să începem mai întâi cu 0. Daria, observația ar fi, A poate să fie 0? Nu. De ce? Pentru că avem A, B, A și A poate să fie 0, pentru că niciun număr nu poate să înceapă cu 0. Așa, prima cifră A aici fi diferită de 0, deci e diferită de 0. Și atunci, pică 0 de aici. Și la ce posibilități rămân pe rând? 2, 4, 6 și 8. Deci cazul întâi. Hai să zicem. Cazul întâi. A egal cu? 2. Și atunci rezultă... Cel mai mic număr ar putea să fie 102. Nu, dar nu vrem să dăm darea de dată. Nu, acum zicem A plus A plus B.
A plus A plus B testim multiplul 3. Deci ne controlăm. L-am luat pe A2, ca să asigur divizibilitatea la 2. Și acum locuiesc pe A-ul știut. Deci vine cât? A. Nu, dedesubt mai A. A plus B, adică 2A plus B, se facă multiplul de 3. Echivalent cu? Păi, dacă noi l-am luat pe A2 fiind, atunci o să avem că 4 plus B egal multiplul de 3. 4 plus B egal cu multiplul de 3. Și atunci o să fie cel mai mic multiplu, cum s-ar spune? Nu, nu, nu. Și care sunt multiplii de 3? Dați-mi exemple. Multiplii de 3. 3, 6, 9. Deci, da, 0 nu poate să fie multiplul de 3. Nu. 0 nu se împarte la 3? Nu. 0 se împarte la 3. Păi tu ai 0 și dai la 3 copii? Păi da, îi dai 0. Nu dai nimic. Deci 0 se împarte la 3. Mm. Invers, 3 nu se împarte la 0. Mm. Da? Deci 0 se împarte la 3. 0 împărțit la 3 face 0. 0 împărțit la orice alt număr dă 0. Dă 0. Foarte clar. Notați-vă asta. 0 împărțit la orice număr egal cu 0. 0 împărțit la orice număr egal cu 0. Aceste lucruri trebuie știute perfect. La orice număr egal cu 0. Un număr nu se poate împărți la 0 și sub 0. Un număr nu se poate împărți la 0. Da? Asta trebuie să știm foarte bine. Și multiplii de 3 care sunt aici? 0, 3, 6, 9. Așa. 0, 3, 6, 9, 12. Nu. De ce? Pentru că trebuie să fie numai o cifră. Nu, 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 că suma trebuie să fie multiplu de 12. 4 plus B. A, 4 plus B să fie. Adică... Da? Mă duc, Daria, 12 și așa mai departe, spuneam, da? Și acum începem pe rând. B plus 4, B plus 4 egal cu 3, cu 0, pardon, 3, da? Cu 0. E posibil B plus 4 să facă 0? Nu. B plus 4 să fie egal cu 0? Nu. Nu, imposibil. Apoi, B plus 4 să facă 3, e posibil? Nu. Imposibil. Apoi, B plus 4 da. Să facă 6. Da. Da. Cât este? 2. B-ul e egal cu 2. Deci avem un număr. Primul număr găsit, iată să-l notăm și noi, în mulțimea asta punem numerele. E vorba de A-ul 222. 222, da? Da. Apoi, B plus 4 poate să fie cât? 9. De unde rezultă că B-ul, Daria, egal cu? B-ul egal cu 5. B-ul 5. Da? 5. Și o să am 252. 252 e al doilea număr. Apoi, B plus 4 să facă 12. O să avem B-ul 8. B-ul egal cu 8. 285. 285. Apoi, B plus 4. Nu-ți mai poate. B plus 4. Dar aș și observați și tu, da, vede, egal cu 15. Cu 15. Ce părere? Nu se mai poate, pentru că B ar trebui să... Nu se mai poate, l-am depășit. Deci l-am depășit. Da. Bun. B egal cu 11, dar B era cifră, da? B era... Da. Noi știm bine, B e mai mic decât 9. Mai mic egal decât 9, până la 9 fiind cifră. Așa că, pentru A egal cu 2, am epuizat. Câte numere am găsit? 3, da? Da. Urmează la egal cu cine? Care e varianta? 4, 6 și 8. Și la fiecare din cazuri găsiți variantele cu B. Nu, am lăsat ca idei de lucru. Nu mă stau aici ca să epuizez totul, ci v-am transmis mesajul. Încă o dată, ieșiți-vă, în ce a constat, Davide? În ce a constat el? Trebuia să vedem că... Când număr se împarte la 6? Se împarte la 2 și la 3. Adică sunt 4 la 2 și la 3. La 2 mă obliga ca cifra, ultima cifră să fie 0, 2, 4. 6, 8. Dar de ce nu poate să fie 0? Fiindcă tot aia este și la început, Daria, da? Da? Atenție multă, Daria. Tot, fiind tot A, excludem pe A egal cu 0. Păr m-am luat 2, 4, 6 și 8 și de fiecare dată
am că 2B, 2A plus B să fie multiplu de 3 și urmează B-ul să-l descoperi pentru fiecare caz în parte. Da. Deci nu la întâmplare, am vrut să vă atrag atenția, că nu, secretul nu era să dați la întâmplare A și B, că nu ați fi găsit toate variantele. Deci trebuie să fim riguroși. Am problema de logică, am găsit-o. Da? Care vroiam să... Ia să te rog. Deci, se consideră următoarea figură și faceți un pătrat și îl împărțiți în cele trei pătrățele pe orizontală, trei pe verticală. Da, deci e vorba de un pătrat încât acesta să-l împărțim în 3 și 3, deci 9 pătrate, da? Da. Bine. Se colorează fiecare pătrățel cu roșu sau galben? Sau galben. Deci, fiecare pătrățel cu roșu sau galben. Bun. Arătați că oricum am colorat figura cu cele două culori, cel puțin o linie și cel puțin o coloană, vor conține câte două pătrățele de aceeași culoare. Culoarea de pe linie, aceeași ca și culoarea de pe coloană. Ia să mai zic o dată. Arătați. Deci, atenție. Se colorează fiecare pătrățel cu roșu sau galben. Așa. Arătați că oricum am colorat figura cu cele două culori, cel puțin o linie și cel puțin o coloană vor conține câte două pătrățele de aceeași culoare. În paranteză scrie culoarea de pe linie, aceeași ca și culoarea de pe coloană. Așa. Deci să începem să colorăm. Da. Noi facem un X așa. Da? Deci punem... Galben-roșu. Galben-roșu. Da. Sau cum vrem noi, nu știu. Și vrem să nu se întâmple, cum spunem, problema. Vrem ca să nu se întâmple situația aceea, că zice, oricum am luat, tot timpul pe o linie, pe linie sau pe coloană, vor fi două pătrate, care vor avea aceeași culoare. Dar două pătrate vecine? Nu sau zice. Nu zic nimic. Pe două pătrate. Coloană. Așa. Bun. Deci oricum am luat, vom avea două pătrate care vor avea aceeași culoare. Fiind trei pătrate de colorat și noi având doar două culori, n-avem cum să epuizăm, fiindcă numărul de culoare este mai mic decât numărul pătratelor. Da? Deci, fiindcă numărul de culori este mai mic decât numărul de pătrate, dacă ar fi fost 5 pătrate și 4 culori, tot aceeași situație ar fi avut-o. Da, dacă ar fi fost 5 pătrate. Da? Dacă ar fi spus în problemă cu roșu și galben, am fi putut, de exemplu, să le combinăm. Roșu și galben. Sau galben. Păi și aici putem să le combinăm. Nu, da. O spune roșu sau galben. Dar nu poți să faci sau, continuați, colorați fiecare pătrățică cu roșu sau. Zice cu sau, dar zice arătați că oricum am colorat cele două, păi și cu trei n-am reușit să facem. Cu cele două culori. Da. Cu cele două culori. Exact. Să facem figura, să colorăm figura, nu cu o singură culoare. Oricum am colorat figura cu cele două culori, cel puțin o linie și cel puțin o coloană. Apoi oricum, adică vor conține câte două pătrățele de aceeași culoare. Asta indiferent cum vreți. Uitați, puneți două galbene și una roșie. Puneți deci, una galbene și una roșie. Deci n-avem cum, dacă nu, vrem să refuzăm, să zicem, nu vreau să fie să întâmple așa. Am pus o culoare și cealaltă culoare, dar acum când trebuie să colorez și pe asta, că zice, toate pătrățele sunt colorate. Da. Nu rămâne un pătrățel necolorat. Și dacă ai două culori, și acum, cum să pui? Sigur că da, și acum, neavând altă posibilitate și nu-l poți lăsa liber,
Trebuie să-i pun o culoare. Trebuie să-i pun o culoare. Și ce, pe al treilea, ce culoare se pun? Dacă n-am decât două. Una din cele două. Da. Și atunci, dacă pun, nu vreau să fie roșu-roșu unul lângă altul, ci să fie galben. Dar dacă aceeași ar fi. Tot am două galbene. Da, tot am două galbene. Vedem pe coloana? Spune acolo pe, să se arate că oricum am luat pe fiecare linie și coloană se află câte exact. Două. Pe fiecare da, linie și linie și coloană trebuie să luăm. Așa. Aici nu vreau să fie două. Da? Iată aici am să pun roz, roșu, cealaltă să zicem galben. Da? Și aici ce să pun? Pune tot galben, domn profesor, dar chiar facem una așa, una așa. Ia asta aș vrea să așa vreți? Așa, așa, una, așa, una, așa. Bine, așa. Să vedem, să vedem în ce situație mă aflu. Eu am refuzat să fie două vecine, ca să nu fie vizibilă treaba asta, da? Ei, acum pun aici ce am să pun? Galben. 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 Roșu. Roșu. Și aici galben. Ce observăm? Observăm că toate se că dacă ne uităm pe o linie sau pe o coloană, sunt câte două culori, indiferent cum. Deci, oricum ne-am uitat pe oricare din linii sau oricare din coloane, nu avem posibilitatea să nu existe două de aceeași coloane. Corect. Dar pe toate se află așa. Exact. Da, pe toate se află așa, aceeași situație se întâmplă peste tot. Eu am refuzat să pun două galbene una lângă alta, ca să nu fie din capul locului stabilit asta, ci le-am pus alternând în felul ăsta. Bun, dar ei cum să scrie? Ce anume am aici de făcut? Deci, ce redactează ei? Exact. Da. Așa colorează, văd, arată în culori, în pătrățelul ăsta. Da. Și... Hai să vedem cum scriem chestia asta. Oricât ar trebui să îmbătim culorile? Nu, nu scriem oricât ar trebui să îmbătim culorile. Să scriem într-un mod... Dar să zicem, domn profesor, puteam să le facem pe o linie pe toate galbene? Da. Da, uite, am făcut și pe... Păi, puteam face toate pe o linie, pe aceeași linie, toate galbene, dar atunci autorul... veneam deja în sprijin că le-am făcut. Le-am dat deodată. Sigur că da. Da. Deci, el spune, încercăm să refuzăm situația pe care o cere problema. Presupunem că n-am avea, așa aș spune. Situația asta. Da? Deci presupunem că există linie, există în cuvinte, voi spune. Presupunem că există linie sau coloană, da? Presupunem că... Presupunem, Dar după aia, că... Da. Presupunem că există linie în paranteză coloană. Da? Presupunem că există linie paranteză coloană care să nu conțină, adică negăm ceea ce spune autorul, care să nu conțină două pătrate de aceeași culoare. Da? Care să nu conțină două pătrate de aceeași culoare. Cum numărul pătratelor pe linie sau coloană este 3, deci punct și virgulă. Cum numărul pătratelor pe linie în paranteză coloană este 3, iar noi avem doar două culori,
da? Un numărul pătrat pe linie sau coloana este 3, iar noi avem două culori. Și cum toate pătratele trebuie colorate, colorate cu una din cele două culori, rezultă că nu avem nicio o șansă. Rezultă că nu avem nicio șansă în varianta propusă. Adică neapărat trebuie să folosim o culoare de două ori. Asta trebuie să spun. Trebuie să folosim o culoare de două ori. Deci în cuvinte, așa trebuie să cuvinte, spun. Dar n-am ce să spun. Nu este un raționament care să permită să spui exact ca și cum aș împărți pe 3 la 2 și îți rămâne da. Restul 1. Și acel 1 trebuie să-l, vii, să-l colorezi cu ceva, nu? Da, corect. Deci că numărul pătratelor este mai mare cu 1 decât numărul cui? Culorilor. Deci n-am alternativă și în sens, în momentul acesta și faci și poza, faci și chestia asta. Dar tu faci asta nu punând de la bun început două culori imediate. Pentru că atunci înseamnă că deja ai te dus pe mâna autorului. Ales că tocmai tu vrei să eviți, dar mai încotro. Fiindcă ai trei pătrate și ai două culori. Da, așa, așa. Mai am una. Da? Te rog. Da. Suma a două numere A și B este 9. Deci suma a două numere A plus B egal cu 9. Da. Dacă se împarte primul număr la 3, deci dacă pe A îl împărțim la 3, se obține câtul M și restul 1. Rezultă câtul ce? Egal cu câtul M, mă mică, uite așa cum scrie domnul profesor, și restul 1. Și restul egal cu 1. Dacă se împarte al doilea număr la 3, dacă pe B îl împărțim la 3, se obține câtul N și restul 2. Obținem câtul N și restul 2. Aflați numerele A și B, dați toate soluțiile. A egal cu cine, B egal cu cine și să vedem toate soluțiile. Toate soluțiile. Bun. Face teorema împărțirii cu restul. Corect. De aici ce facem, da? Da. Deci de aici spunem adică că... Adică A egal cu B ori... M ori 3. Așa. A M ori 3. Atenție, nu cu B. A egal cu M ori 3. M ori 3 plus 1. Și B egal cu 3 ori N. B egal cu 3 ori N. Plus 2. Plus 3 ori N plus 2. Deci astea sunt relațiile între A și B. Mai avem ca A plus B. Și acum putem să A plus B. Uite de date. De? Mai avem date relația ca A plus B egal cu 9. A este egal cu 9 minus B. De acord. Adică dar să nu ne grăbim. Să valorificăm cu atenție. Deci, teorema împărțirii cu rest am scris-o corect? Da. Deci A egal cu M ori 3 câtul ori împărțitorul plus restul 1. B egal cu câtul N ori 3 plus restul 2. Așa ne da, da? Era 11 dacă nu era... Și ca A plus B face 9, da? Era mai ușor dacă era... Nu trebuie să fie mai ușor, noi la ăsta să ne gândim. Putem să înlocuim în relația de jos pe... Asta-i! Și pe A și pe B? Și pe A și pe B! Că mi-a venit o... Păi nu s-a venit, asta-i ideea. Asta-i treaba foarte tare. Cum? De ce? Au 3M plus 1. Îl scoatem pe 3 factori comuni, 3 pe lângă M plus N este egal cu 6 și atunci... Hai să vedem. Deci, David, așa, este momentul cel mai important al ieșiții. După ce zici teorema împărțirii cu rest? M-am gândit la asta, domnul profesor, dar m-am gândit că eu trebuia să cuplez M, 3, M ori 3 cu 3 ori N.
Păi faci... Nu valorifici asta, A plus B. Dacă nu valorifici A plus B egal cu 9, ghișițiul nu este, nu se desfășoară, nu ții cont de asta. Asta nu îmi dă înseamnă, nu știu cum să fac, deci foarte important acum. Hai să facem așa, da? Da. Deci A plus B egal cu 9, spune de desubt. Sub astea două, pune și pe asta A plus B egal cu 9. Și acum, locuim pe A și pe B, echivalenta asta cu a spune că, puțin darea, te rog. Că a spune că 3m plus 1 plus 1 3m plus 1 plus 3n plus, plus 2 plus 2 egal cu 9. 9. Echivalent cu... Și atunci... Dar, dacă de la, s-a înțeles, s-a înțeles aici? A-ul și B-ul fiind așa, deci 3m. Bun. Și acum... Acum îți batem pe 3 în factor... O secundă, și cu 1 și cu 2 fac 3. Da, adică 3m plus 3n, dar putem să-l scoatem direct. Pe 3 pe lângă, poftim de la 3 pe lângă m plus n este plus 1. 3. Plus 1. Că am scos pe 3 la un cap la cealaltul. Da. Asta vreau să te... De-aia te rugam pe tine să mă aștepți un pic. Și să scrim așa, 3m plus 3n și 1 și cu 2 fac 3. Tu ai zis deodată scos pe 3 în factor, că nu s-a prea văzut aici. Ai înțeles ce am zis eu, Daria? 3m plus 3n plus 3 egal cu 9. Păi da. Și acum, când am scos pe 3 în factor comun, mi-a rămas 1 aici. Da? Deci am scos de la toți 3, că am avut șansa asta peste tot, da? Și egal cu 9. Da. Și atunci o să avem că m plus n plus 1 m plus n plus 1 este egal cu 3. Egal cu 3. Și atunci, bine, Davide? M plus n plus 1 egal cu 3. Scădem pe, scădem pe 1. Și m plus n egal cu... Și atunci m plus n egal cu 2. Și atunci m egal cu 1 și n egal cu 1. Să nu am făcut așa, am făcut în alt fel. Cum? Am reușit. Cum? Eu am făcut m, prima relație care a scris-o, după am făcut așa. Am făcut 2 plus 1, 3, am făcut 9 minus 3, 6. 3 ori m plus n egal cu 6. Pe m plus n egal cu 6 părți la 3. Încă o dată, de ce a făcut greșeala mea, domn profesor. De ce spui că ai făcut alte? În ce sens a costat? Știți că eu n-am adunat ca mine. Deci, 1 și cu 2 fac 3, unde ai zis? Uitați. 1 cu 2 fac 3, 3, 3, 3, 3, 3. Așa, și m plus 2 egal cu 2, da? Pe asta am făcut și eu, dar ați spus că nu e. Nu. Acolo, că ați spus că nu e. Ai zis plus 1 aici. Am zis plus 3. Și așa am făcut și eu. Dar trebuia să spui că închis paranteza aici. Da? Eu am închis-o aici și tu știi de aceea. Tot acolo, tot la m plus n egal cu 2 ați ajuns. Deci m plus n egal cu 2. Este aceeași lucru, da? Bun. Și acum, care sunt variantele? Păi, m egal cu 1 și n egal cu 1. Atât? Da. Zero. Pentru că nu poate să fie 0. De ce? Pentru că trebuie să rămânem totuși cu un cât, că de-aia avem rest. Păi de ce? Dacă câtul este 0, nu ar putea să fie? Hai să vedem. De ce mașină, de ce la împărțim nu se poate? Dar n-are avea cum, domn profesor? Dar mă, de ce nu poate să fie 2, că doar are restul 1? Cine? De ce spuneți voi că nu poate să se întâmple așa? Eu variantele care le văd aici, haideți să fim cu răbdare și cu calmă. Nu odată 1 și 1 și asta ne-a oprit. Deci, hai să vedem. Am avea odată m egal cu 0 și m egal cu 2. Sau, de ce să... Hai să vedem. Dacă dumneavoastră a spus că ne-am împărțit cu rest. Bun. Și eu aș face. Să ne spunem că ne ducem la A. Așa. O să facem. A egal cu 0 ori 3, 3 plus 1. 0 ori 3 e 0 plus 1. 0 plus 1, 1, știi? 1 împărțit la 3. Și 1 împărțit la 3 face, merge de 0 ori și rămâne restul 1. De ce nu se poate face? 1 împărțit la 3 merge de 0 ori și rămâne restul 1. Da, Davide, de aceea a spus toate soluțiile. Toate soluțiile. Când a zis toate soluțiile, asta e capcana. Da? Copiii care nu sunt atenți aici pierd foarte repede. Am punctat mai devreme și am spus că câtul împărțirii poate să fie 0, da? Cine nu poate să fie 0? Împărțitorul nu poate să fie 0, copii. Am vorbit mai devreme. Deci, în clipa asta, am o primă variantă asta.
În varianta asta de aici, Daria, ia uitați-vă. Da, acum am înțeles. Deci în varianta asta ce rezultă? Care e perechea? A-ul e egal cu cine? B-ul e egal cu cine? Deci cu M-ul 0 și N-ul 2, înțeles, da. Vom avea A-ul egal cu 3 ori 0 plus 1 A-ul. Deci așa trebuie scris, 3 ori 0 plus 1 egal cu 1, iar B-ul este cât? B-ul este 3 ori 2 plus 2, adică 8. 1 și cu 8 face 9. Deci o primă pereche. O altă pereche. M-ul egal cu 1 și M egal cu 1, pe care voi o ați remarcat-o foarte repede. Și atunci A-ul va fi egal cu cine? 3 ori 1 plus 1 face 4, iar B-ul va fi egal cu 3 ori 1 plus 2, ce face 5. Suma este 9. Și iată o altă pereche. M egal cu 2 și N egal cu 0. Și atunci o să avem A-ul egal cu 3 ori 2 plus 1 și face 7, da. Iar B-ul egal cu 3 ori 0 plus 2 și egal cu 2. Deci toate perechile care trebuia găsite, acestea sunt. Primul caz, A egal cu cât ați spus? 1. A egal cu 1, B egal cu 8. A egal cu 4. A, 8. A, da, da. A egal cu 4. B egal cu 5 și A egal cu 7, B egal cu 2. 5. Și al treilea, A egal cu 7 B egal cu 2. Dacă ați fi fost lăsați, nu, liberi, ați fi făcut numai pe care voi? 0. Cu 1 și 1. 1 și 1, adică 4 și 5. Când vă zice că găsiți toate soluțiile, gata, deodată vă atenționează, că mai chiar soluții. Dacă autorul nu vă spune asta. Dar el este drăguț și vă spune, atenție mult să nu greșiți, ca să vă spune, atenție mult să nu greșiți, că sunt mai multe soluții. De aici, foarte mulți copii ar fi făcut, au căzut în capcana voastră, pentru că au mers foarte repede pe varianta aceea. 1, 1, doar atât. Da, pe da, M plus 1 egal cu 2, trebuie să luăm 0, 1 și 2 în calcul. 0, 1 și 2, corect. Hai să mai modificăm. Voi puteți să modificați exercițiul ăsta? Da. Să faci, să compuneți un exercițiu, da. Așa fel, da. De unde sau acum? Dacă l-am înțeles, am. Dacă l-am înțeles bine, hai să facem o modificare. Acum? Da, acum. Singur? Da, 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 yes. Acum. Dacă l-am înțeles cu adevărat. Stați, eu mă gândesc mai tare la niște variante. Mă interesează dacă l-am prins bine, ești. Mele vână și să aveți două numere, nu? Da, dar e ușor. Pot să fie și, pot să, poate rezultatul să fie mai mare, nu? Da, modificăm problemele. Putem acum să schimbăm și cu A împărțit la 3, să fie A împărțit la ceva. A împărțit la ceva. Nu la 3, la 4, la 5, la alt număr. Noi din dacă nu, haideți să gândim împreună. Nu, nu, dar acum nu termin. Da.
cum credeți, de fapt eu am pus întrebarea următoare, cum credeți că a făcut autorul problema asta? Asta înseamnă să pătrundem în exercițiu. Așa, dacă îl facem și îi se pare că e la nimereală, nu, nu-i treaba corectă. Da, da. Zim. Deci, A plus B este egal cu 21. A plus B egal cu 21. A împărțit la 5. A împărțit la 5. Este egal cu A, nu, cu, nu astăzi, cu tot cu M. Câtul este M? M și restul 2. Și restul 2. Și dacă pe B le împărțim la 5, da. Va fi egal cu N, rest 4. Restul 4. Găsiți toate variantele. Așa. Dar hai să o facem. Să o facem, da? Ce înseamnă? Adică zicem, A egal, te rog să mă ajuți. Adică să facem. Mai este exact să fac așa o pătățică, un exercițiu meu. Da. Și A o să fie egal cu 5 ori M. 5 ori M. Plus 2. Plus 2. Și B va fi egal 5 ori M. Da. Plus 2. Plus 4, le spune, zice 4. Da. Așa. Și acum... A plus B. A plus B. A plus B egal cu 21. Și acum echivalent. 5 ori, paranteză rotundă. 5 ori M plus N. Plus 6. Da. Este egal cu 21. 21. Și acum o să facem. 5 ori M plus N este egal cu 21, 15. Și acum o să facem M plus N. Împărțim totul prin 5. Este egal la... Este M egal cu 3. Plus N egal totul cu 3. Da, frumos a ieșit. Aici trebuie să recunoaștem. Am avut multe inspirații. Așa, atent am văzut aici că dacă nu dădea pe 21 corect, încât să scadă pe 6, se dea multiplul de 15. Da, exercițiul anume asta, aiurea. De asemenea, aici, dacă nu dă restul 2 și 4, îți dă 1 și 4, sau 1 și 3, da? Nu îi dă 6 ăla, și nu 6 cu 21, deci am văzut, a scăzut, i-am văzut așa, a mers înapoi. E șmecher și nu ne spune. A zis așa, 5 pe lângă M plus N, egal cu 3. De fapt, i-a plecat la M plus N egal cu 3. Da. Ai mulțit totul cu 5. Da, și apoi am spus, dacă 5 pe lângă M plus N egal cu 15, care să fie restul ca să se împartă și pur și simplu la 15 ai adunat pe 6, care înseamnă un 4, un 4 și 2. 4 și 2, sau înseamnă 5 și 1. Dar nu, 5 și 1 nu mergea. Da, dacă păzi la 5 și îți dă restul 5, nu merge. Deci, vedeți, de aceea spun, a gândit bine. 4 și 2 sau 3 și 3 mai puteai să zici, ca să da, fac 6. Da, bun, bine. Te gândești și tu la asta. Da. Ai altă problemă? Am făcut-o. Da. Între timp. El a făcut-o. Da? Bun. Asta, David, că am făcut două. Vrei și tu să o ai? Hai. Te rog, David. Hai. Lăsați. Mai vrei să dai? Mi-e frică că am greșit. Da, deci, Davide, nu trebuia plecat de la două numere luate la întâmplare, cum ai plecat tu, ci la faptul că i-a mers cu M și N ăla și pe M și multiplică. Deci asta e șmecherea pe care a prins-o. Da, te rog... Cu ajutorul a trei cifre de 5 și două cifre de 1, folosind numai adunarea, obțineți. Deci, cu ajutorul a 3 cifre de 5 și 2 cifre de 1. Deci 3 cifre de 5, da? Da. 5, 5, 5. Bine, perfect. 5. Și 2 cifre de 1. Și 2 cifre de 1. Folosim doar numai adunarea. Deci ai voi numai plusul să-l folosim. Da? Obținem A. Printr-un singur mod. Printr-un singur mod, sumele 17 și 35. Obținem IS1 17 și o altă variantă, IS2, 35, nu? Da, venit. Prin două moduri,
Sumele 26 și 62. Sumele, două moduri, da? Două moduri la B. E sumă egal cu? 26, plus 2, egal cu 62. What? Și ce mic, prin 3 moduri, suma 78. Numai, ies egal cu? 78. Și trebuie să le folosim pe toate, da? Deci folosim cu ajutorul a 3 cifre de 5 și 2 cifre de 1, folosim numai adunarea, obținem A printr-un singur mod, sumele 17 și 35. Eu știu să fac un 17. Da? Care? Ei, le adun, normal. 15 și da. 15 plus 1 plus 1. Da, da, că știu de 17. Și 35. Da, dar 35 e neapărat doar plus 1? Numai adunarea. Numai, nu? Da. Dar care e cuvântul numai sau nu numai adunarea? Nu, folosind numai adunarea. Dar chiar numai? Pentru suma 17 am înțeles, le adunați pe toate. Pentru suma 35. Sau pentru 71. Da, e prin două moduri, două moduri. Dar ce se referă la moduri? Trebuie să găsești două moduri prin care să le rezolvi. Adică prin două moduri să găsești suma aia de 26? Așa, așa înțeleg eu. Deci 26 în două variante. În două variante. În două moduri. Acolo și trei moduri. Pe 17 l-am găsit, e foarte ușor. Bine, pe 35. Pe 35. Adică dacă trebuie 17 în două moduri. Ajută-mă, Doamne, să-l găsesc. Adunarea poate să fie și multe? Păi da, o adunare e pe tată. Da, pe 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dar mai două cifre de 2, de 1. Deci numai două cifre de 1 și 3 de 5. Eu mă gândesc că poate putem să punem și 1 cu 5, ca cum ar fi 15. Domn profesor. 15 plus 5 plus 5 plus 1? Da, da, da. Adică... Să combinăm numele. Da. Dar să construim. Exact, sau 51, sau 15. Am prins cum faci 35. Sau 10, sau 2, sau... 15 plus 5. Nu, 2 nu, n-ai... 15 plus 15. Faci 35, faci 15 plus 15, 30 plus 5, 35. Exact, 15 plus 15 plus 5. Corect, așa mă gândesc și eu. Da? 15, ai folosit cifra 1, cifra 5, cifra... Dacă ai dreptate aici, deci atenție multă, doar cifrele astea, dar putem construi numere, iată, putem să construim numărul 555511, da? 55511. Da, da, până nu mai plus. Am înțeles. Da. Deci, și ușor e. Nu e ușor, vreau să, da, vreau, da, vreau să spun că în momentul de față, varianta care ați văzut-o voi a fost pentru S1. Pentru S1 egal cu 17. Este corect. 5 plus 5 plus 5 plus 1 plus 1. Da. Și pentru S2 voi nu mai știați acum. S2 eu eram în panică. Hai să spunem pe cea dreaptă, da? Da. Deci da, e vorba de 15 spun. Plus 15 și plus cât? 5. Că de două ori cifra 2 este folosită, cifra 1. De două ori cifra 1 e folosită și de trei ori cifra 5. Și nu mai am adunat. Și am făcut numărul 35, egal 32, și cum să-l fac? Acum, două moduri, 26 trebuie să facem. Dar nu chiar. La B suntem, asta e pentru A. La A, am epuizat la A. La B. Hai să facem 26. Pentru suma pentru 26, 26 nu mai multe, știu, în două moduri. 27. Ai 27. Hai să zicem să la 26, da. 26, 26. Ne cere asta face. Deci combină pe 1 și pe 5. Știu, dar nu înțeleg. Tu nu înțelegi. Ea nu înțelege. Uite, mama, ai de trei ori, uite, la suma 2, da? Ai 1, 5, 1, 5, 5. E de două ori cifra 1, de trei ori cifra 5. Că le-am pus 15 plus 15 plus 5 ca să, și nu mai plus între ele, ca să dea suma aia 35 care mi se cere. Acum noi trebuie să găsim o sumă de 36, de 26. Știu cum fac? Zi! O să fac 5 plus 5. Da. Stați, nu, aș uita acum. A, era un modul fain. A, 5 plus ce? Am greșit.
15 plus 1 e 16. Hai, 15 plus 1 și 5. A, da, așa era modul meu, dar eu m-am gândit la altcumva. Modul meu era 5 plus 1, ca să fac 16. 16. Da. Plus și mi-a rămas un 10. 2 de 5. Și 10-le ăla, de fapt, haideți să pornim invers. 26 îmi putem scrie ca fiind 16 plus un cât? Un 10. 10. Da? Nu 16. Am epuizat toate. Nu am epuizat. Păi nu, asta vrea, domnul profesor, încerc un procedeu prin care să venim înapoi. Adică, domnul profesor, să gândești și Daria acum, prin ce să-l găsesc pe 26? Un 16 și un 10, dar un 10 la 5, dar 3 unu, 5. Deja l-am de două ori pe 1, da? Deci l-am consumat. Și faci pe acest 5 plus 5. Voi spune în loc de 16, cât se spune 15 aici? Plus 1, că noi n-avem voie 15 plus 1, da? Deci egal cu 15 plus 1 și 2 de unde am consumat, iar în loc de 10, 5 plus 5. Corect. Plus 5 plus 5. Ce nu înțelegi, Daria? Ce nu ți-e clar? Nu, uite, cifra 5 acum e iar de 3 ori și cifra 1 de 2 ori și avem mai plus între ele. Hai să facem suma 4? Nu, și aici trebuie un alt mod. A, două moduri. Două moduri. Deci a fost vorba de 15 plus 1 plus 5 plus 5. Un alt mod. Ca să fie tot 26. Tot 26, da. Da. 17 plus 5. 17. Da, dar poți să faci. 11 plus 15. Nu poți să faci. 11 plus 15. Oare nu-l folosești prea mult? Ia să ne vedem. Ia să vedem. 11 plus 15. Deci ies 2 egal cu 11 plus 15. 15. Să scriem întâi pe 15, domn profesor, că am un 1 și un 5 epuizat. Da, deci un 1 și un 5 epuizat. Deci la 15 plus. Da. Plus 5 plus 5 plus 1. Plus 5 plus corect. 5 plus 1, corect. Da, vedeți tot asta. Este tot aceeași de acolo? Nu. Altă variantă. Deci nu 15. Nu. Și atunci fac ceva plus 5. 20. Da, trebuie să le folosim pe toate. Păi să fie de 3 ori 5 și de 2 ori 1. 20 plus 6. Domn profesor, nu poți să faci 20. 11 plus 10 plus 5. 11 plus 10. Plus 10 plus 5. Păi 11 plus 10 plus 5, da? Da. Tu zici 11. Dacă mi-am zis 11, ai 2 de 1. Asta am zis. Da? 11 plus cât zici? 10 plus 5. Păi 10 e 5 plus 5. 5 acolo. Și 5 de 3 ori 5 și 1 plus 1. Da, ba da, ba da, ba da, ba da, merge. Dar de unde 10? Plus 5 plus 5 plus 5. Corect. Și 11 îl avem pe 2 de 1. Și 3 de 5. Da. Corect, al doilea mod. Victorie. Da, foarte bun. Am ieșit prin două moduri. Bun. 11 plus 5 plus 5 plus 5. Corect. Acum pentru 62. Știu. Pentru 62. Deja l-am pregătit. Nu înțeleg? 51, nu păi zi? 51. Păi mă gândeam acum. Deci 62. Am mai de, gata. Ies 2, egal cu. 51 plus 1 plus 5 plus 5. Hai să vedem. 51 plus 5 plus 1 plus 1. Și plus 1, da? Da. Face, de fapt, 51 plus 11. Da. Că de fapt asta ai văzut tu, nu? 51 da. Plus 11, care înseamnă 51 plus 5 plus 5, care ai făcut 10-le și plus 1. Da. Prima variantă, a doua. Da. A doua. Tot 62 este egal cu... Da, stați cum a venit așa. Eu mă gândesc la un 55 și acum. Eu da, și eu. De la fel, 55 plus 7. Și eu mă gândesc, da, plus 7. Păi 55 îl lăsăm așa, 55. Da, plus 7, 5, mă plus 1, plus 1, plus 5. Plus 7, da. Fac 62. Da. Care egal da. Cu 55 îl lăsăm așa, plus 1, plus 1, plus 7, 1, plus 5. 5, plus 1, 1 plus 1. 1. Și acum sunt două moduri. Am găsit cele două. Și acum 71. Și acum pentru ce? 3 moduri la 71.
Am înțeles ce înseamnă modul. Da. Acum și ne descurcăm. Deci, 71 este egal cu... Hai să ne gândim. Eu cred că tot cu un 50 și ceva... 55 plus 15. 55 plus cât, David? 15. Plus 16, cred că sunt de 71. 55 plus 16. Așa. Am un bun. Și 55 plus 16, acum cum să scriu? Am o idee. Păi de 71. Păi da. Și cum să scriem numai în 5 și 1? Că trebuie să avem, nu 55 plus 16. Am o idee. Păi 55 plus... A, 55 plus 15 plus 1. Bun, al doilea mod. Deci unul 55 plus 15 plus 1. Scrie primul. Ma, ce-am făcut 55. Mai la seama de... Uite la da? Tablet. 55. Am găsit primul mod, da? 55 plus 15 plus 1. Bun. Acum pe 71. Am găsit unul 61 plus 10. Dar de unde 61? Cum scrie 61? Păi 5 plus 1. Deci pun 5 plus 1, 6. Mi-am mai făcut 6. Stai puțin. Păi nu, trebuie să avem numai 5 și 1. Da, Mihai, ascultă. Așa, zi. Deci am făcut 5 plus 1, 6 și am pus 6. Și în, în fața lui 6 am mai pus 1. Adică am pus 61. Și cum scrie pe 61 ca numai în 5 și în 1? Uite așa, Mihaela. A făcut așa. A făcut 5 plus... unul care mi-a dat 6 și a făcut 61. David, eu aici trebuie să-l descompun numai în cifre de câte 5 și de câte 1, nu în 6. Dar de ce? Păi nu, păi mai... Da, păi am făcut 5 plus 1. Deci folosim numai cifrele astea, păi nu contează ce-i făcut. Nu, nu, nu. Prezenți cu ochiul tău, trebuie să prezenți să... Nu contează ce-i făcut. Atenție, trebuie să surprinzi doar cifra... Că ai făcut acunarea înainte. 5 de 3 ori. Exact. Și 1 de 2 ori. Haideți să ne mai gândim acum. Am zis 55 plus 16. Și 16 l-am descompus în 15 știu. Plus 1. 51 știu. Plus... Nu, 55 plus 5 plus 11. 55 plus 5 plus 11? Da, e corect. 60 plus 11, corect. Da. Corect, 55 plus 5 plus 11. Și mai trebuie 1. Da. 55 plus 5 plus 11. Uite, avem cifra 5 de 3 ori și cifra 2 de 2 ori, Davide, vezi? Deci nu avem voie să avem 6. Aia, asta era modul meu cel mai simplu. Și acum 71. Ia să ne mai gândim. 51 plus 10 plus 61, cum zicea David, de la 10 e 2 de 5 și am epuizat și 61 cum îl obținem? Păi 61 n-am. Nu prea avem cum să-l obținem pe celălalt. Ne-ai gândit că trebuie 3 moduri. 51 plus 5. Vedeți cea mare cifră 55 pe care o putem obține. Deci 55 pare să rămâi de bază. De bază? Da. Da? Da? Deci 55 să rămâne de bază. Hai să, să începem să gândim în felul ăsta. Ăsta două fost generate pentru că, pentru că ați reușit un lucru. Da. Ați reușit ca pe 16 să-l avem descompus în 15 plus 1 sau tot atât de bine 5 plus 11. Da. Vedeți la 16 mai aveți o altă ca să spiți cantonați pe ideea că 55 să fie de bază, 5. Înseamnă că 16 trebuie rupt. Da? 15 plus 1, 5 plus 11. Dar mai aveți doar un 5 la dispoziție și 2 de 1. Deci un 5 și 2 de 1. Și cu un 5, un 5 și 2 de 1, n-am decât varianța asta, 15 și 1, sau 5 și 11. Deci da. Pe 55. Asta înseamnă că 55 nu trebuie să rămână de bază. Da. Să luăm pe 51, deci, ca altul deci am eliminat varianta ca să rămână de bază, 55. Cine a spus? 55. Păi da, rămâne 51, a venit, domn profesor. Mergem pe 51 plus cine? Plus 20 trebuie. Plus 20. Cum pe 20? Am găsit! Mai aveți la 15 dispoziție? Plus 5. Am găsit, doamne profesor. Da, 15 plus 5. Da?
Deci 15, care aveți voi de 5 și un 5. Exact. Deci elaborăm. Da, profesorul îmi zice una. Asta e, că atât ai. Ba nu. Ba da. Ba nu. Hai bine, zici și tu una, dar trebuie să o scriem pe aia. Da. Deci este, încă o dată, insist ca să vedeți cum se elaborează raționamentul. Deci am zis așa, 55 a plecat de bază. Ce mai rămas la dispoziție? Un 5 și 2 de 1. Adică 16, care completa la 71, în varianta cu un singur 5 folosit și 2 de 1, numai atât avem. 15 și 1 și 5 și 11. Mă trebuie și zi din astăzi. Și acum am zis așa, bun, cu 55 numai 2 sunt. Pentru că numai două posibilități pe 16 la. Suntem la 51 la plus 20. Atunci am fost nevoi să renunțăm la ideea că cu 55 la toate trei vom avea de-a face. Totuși trebuie un număr mare, 51. Trebuie număr mare ca să mă apropie de 71. 51 plus 5. Și acum, 51, deci cu 5 pe prima cifră, 51 sau 55 la de bază. Să scrie pe două de cealaltă, trebuie să vedem dacă... Deci 51 plus 5 plus 15. Corect. Da? Avem 2 de 1, 3 de 5. Corect. Și perfect ești. Hai, fii tu, Maria. Și acest 20 mai poate fi scris altcumva? Asta, un 1 și... Un 1 și 2 de 5? Asta o trebuie și eu pe Daria, că a zis că mai are... Nu mai poate. De-aia a spus 3 moduri. 3 moduri. Da? De-aia am zis. Maxim. Maxim cu putință. Mai mult atât. Hai, nu? Exercițiu. Hai, da, ține, mai dăm altceva. Haideți să mai lucrăm și altele, dacă m-ați prins ideea. Ați înțeles? Mecanismul mă interesează. Exact. Deci, 71, atenție copii, 71 a fost scris de 55 de două variante, același fiind că 16 se oferă două posibilități. Și atunci am zis 51. Când a fost mai devreme 26, la început, neavând antrenament, am avut destule de greutăți, da? Pentru că 26 acela, care înseamnă 16 și un 10, vedeți că eu vă propuneam ce să facem, plecăm de la sfârșit. 16 și un 10. Ei bine, 16 ăsta este un 15 plus un 1 și am 2 de 1 și aici 2 de 5. Deci mergem invers, cum am precedat la 71. De ce credeți că autorul nu vine deodată cu 71 să spune scris în mai multe moduri? În trei moduri. Pentru că el a zis, hai să-l pregătesc cu numere mai mici. Pe 17, primul antrenament, în toate adunate. Pe urmă să înțeleagă ei că e vorba de numere formate din două cifre. Da, da. Mai am o problemă, domn profesor. Bun. Sigur, noi am putea gândi aici. Să dăm o sumă, un număr mai mare, cu 3 cifre, nu 62 sau 71. Dar ca și mod de rezolvare... Dar ideea rămâne aceea, descompunerea de care am vorbit mai devreme. La un concurs de matematică au participat 40 de elevi. Mâini s-ar putea ca voi să fiți mai mulți, Daria, am auzit că vreo 80. Ce bun e. Da, 80. Nu, no? O să vedem. Unde e asta? La Bacovia sau la Brânceanu? La Brânceanu. La Bacovia. Deci la un concurs de matematică au participat 40 de elevi. Au rezolvat prima problemă. Deci 40 au participat, domn profesor. Da. Scrieți, copii. Am scris. De mult. Bine, bine. Nu vă lătăiți, doar v-am întrebat. Au rezolvat prima problemă 25 de elevi. 25. Au rezolvat prima problemă. Da. A doua problemă au rezolvat-o 30 de elevi. A treia problemă au rezolvat-o 35 de elevi. Iar a patra problemă au rezolvat-o doar 33 de elevi. Numere din 5 în 5. Ei, uite că la 33 nu mai merg. A arătați că cel puțin 3 elevi au rezolvat toate cele 4 probleme. Cel puțin. Cel puțin 3 elevi. Sunt 40 de elevi, doar. Da. Și mi-ai dat-o pe asta? Păi, auzi că astea... Cel puțin 3 elevi. 3 elevi au rezolvat toate cele 4 probleme. Aaaa, știu să vă răspund. Știu să vă răspund, am o ipoteză. O să analizăm și un pic, Daria.
Dar bă, tu deși acum, nu stai deoparte, că tu ai o slăbiciune. Stai pasivă după ce, gata, o știu. Și stai pasivă. Acum mai analizează să vezi dacă e raționamentul tău, este picioare, da? Deci încearcă să fii mai exigentă cu ideile care apar. Ele sunt frumoase, dar trebuie să și de critici un pic, să le țin în mână, ca să nu te arunce peste gard. Să o gândim puțin, nu? Da, deci sunt 40 de elevi în clasă. Cum sunteți voi la concurs? Da, păi și vedem cât. Da? Sau poate și voi la fel. Câți au rezolvat. Da. Și numai 25 au putut să facă prima problemă. Da, pe fapt 40. Deci înseamnă că 15 n-au făcut-o. Dar putem să ne gândim că aia 25 au intrat în fiecare din numărătorii. Da, hai să o gândim un pic, să ne gândim așa că... Uite, a doua problemă mai 30, înseamnă că 10 tot n-au știut să facă. A treia problemă, fii atent. Aproape toți au făcut-o, numai 5 n-au știut să o facă. Și la ultima doar 7. Și la ultima doar 7. Deci ultimele două tragem în concluzia că au fost mai... grele. Mai ușoare, că au făcut mai mulți. Așa. Aha. Cum să facem? Păi poate erau... Ia scriem povești aici, domn profesor? Nu. Aici nu mai scriem povești, nu? Trebuie să vedem, să elaborăm un raționament, să prindem problema de undeva. Am înțeles. Poftim, Daria. Eu m-am gândit că să introducem acei 25 de elevi care au rezolvat prima problemă în fiecare dintre... ceilalți. Da, dintre celelalte probleme. Adică să spunem că cei care au rezolvat prima... Cei 25 au rezolvat-o și pe a doua și pe a treia și pe a patra. Da. Asta vrei. Da, și păi noi rămân... Dacă au rezolvat-o cei 25 și pe a doua și pe a treia și pe a patra... Gata, problema. Atunci ai cel puțin... Da. 3. Ai chiar 4. Chiar mai mult decât pe 25. Chiar 25. Eu zic să facem 40 de pătrățele, domn profesor, ca și cum ar fi 40 de elevi. Și să ne împărțim probleme. 40 de pătrățele? De. Păgăm greu, fă tu. Stai, Daria, nu asta ar fi. Punem câte 10 pe fiecare linie. Și să ne dăm la fiecare. Eu de unde știu? Că poate ăia 25 care au făcut-o pe prima, poate nu sunt... Da, poate n-au știut să o facă. Sunt 10 din ei, n-au știut să o facă pe a doua. Sigur, sau pe a treia. Da, deci, dacă nu știu, zice, mai erau patru. Și bifăm cu culori. Și bifăm cu culori și vedem cum stau lucrurile. Eu așa aș face la clasa 4. Deci, încercăm ușor să prindem exact problema. Da? Deci... X-uri. Așa, căsuții din astea și mie îmi placă. De 10. Da, iată că... Nu mai am locuit. Propunerea de a face ceva concret este esențială decât ideea de a spune, știți... presupunem că cei 25 au rezolvat și pe a doua și pe a treia și pe a patra. Păi gata, ai 25. Ce spuneam mai devreme? Spuneam că să fii critică. Dar m-am presupunem că n-au făcut-o. Asta e. 2, 4, 6, 8... 10. Am terminat, am făcut cerculețe. Că vă știu de râdat cu țepleții? Nu mai am loc pe pagina. Mai, deși trebuie eu, deși eu fac exact de cu uitați știi că nu trebuie. Deci mai trebuie. Thank you. Thanks. Welcome. Da, deci cum o făcut domnul profesor? Deci ce-i eu? Sau fiecare în banca lui și rezolvi. Cei care nu rezolvă, nu intră și vor... Păi uite, exact ca și cum ați fi voi la examen, pe 4 rânduri. Ia uitați-vă. Da. Aha. Și acum numai 25 fac prima problemă, domnul profesor. Și numai 25. Și noi, fără să greșim, spunem că din înjurirea cer, dacă numai 25 fac prima problemă, da, și cei care fac prima problemă ne punem 1. Da, ne punem 1 sau... Da, 1, domn profesor. Da? Deci 1. 1, da, 1. O problemă nu putem zic. Da. Sau prima problemă, ca să înțelegem din prima. 1, 2, 3 și eu trebuie să ajung, da, cum fac? Trebuie să fie toate așa, la toate. Da. Nu, câte o liniuță de culori diferite. Așa, deci, cei care rezolvă prima problemă, o să o notăm cu... Ai tot culori diferite, Daniel? Eu cu ce culori diferite, da? Pe aia fac cu verde, pe aia cu verde. Bine. Să vedem noi cum, cel puțin, trei rezolvă de toate cele patru. Așa. Deci, să zicem cu... Da? Primii 25. Mă, dar te-ai luat la rândul profesor? Da.
La rând îi luăm? Îi luăm la rând, nu-i problemă. Deci 20? 1, 2, asta, 20, da. Și 5. Cu multe ceri cu cred 20, da, domnul profesor, da. Și încă 5. Deci prima problemă e cu mop. Prost, mop, da, da, gata, domnul profesor. Atât, da? Da, dar să știți că eu, a doua problemă, 30 de elevi, eu aș vrea de la coadă, domnul profesor. De la coadă o pune, nu-i problemă. Deci, înseamnă că 15 n-au făcut. A doua problemă cu galben, da? Da, uite, 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 dronul. Și pur... 30 de elevi. Nu mă teac, uite la tabla asta, te rog. Să vedeți cum încep să unească culorile. Asta. Că asta e toată logica. Da. Și până o să tragem și de aici raționamentul, da, care trebuie să ne vorbim. Ia uitați-vă, deja, deci acum gata și acum încep să se unească culorile. Ia uitați-vă. A, și deja mai mult de 3 copii au fost. O să fie mai mult de 3 copii care fac toate, dar, problemele. Cel puțin 3. Cel puțin 3 noi trebuie. Nu se poate să fie numai 2. Exact. Da. Dar așa trebuie. Și atunci, atunci o să fie mai mulți copii. 30 și rândul ăla, domn profesor. Da. 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 Acum, a treia problemă, domnul profesor, faceți altă culoare. Da. Sau scriem 3 ca să înțelegem. Da, nu, 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 nu. Fără să scapă culoare. Nu, nu, că sunt două culori deja acolo, dar nu, nu prea se desting culorile. Da, da. Și mă gândesc, un punct, un cerc, un ceva. Așa, da, 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 da. Am înțeles. A treia problemă, o fac 3 și, dar eu aș vrea, domn profesor, să nu mai începem de la început, să începem de la mijloc, pe al doilea rând. De la 35 de aici, da? Da. 30. 35, așa. Păi da, zici, uite, avem voi. Uite, eu cred că ea-s mai proști și n-au știut. 4, 5. Uite, de aici. De acolo, da. Uite, eu cred că ea-s mai proști și n-au știut să o facă. Dar de unde ești, ea-s proști? Păi nu știu, dar 5 n-au făcut-o. Trebuie să-i alegem 5. Dacă eu sunt prima bancă și mediul costă... N-are importanță, da. Dar e acum ca ordine. Exact. Și din mulțimea asta, vezi? Că acum dacă lasă numai 5, domn profesor e obligat pe celelalte să pună semnul. Înțelegi? Și ia uitați-vă că deja sunt mult mai mulți care au rezolvat 3 probleme. Suntem la 3. Da, așa, sunt o grămadă. Hai să vezi cât de copii. Așa cum să facem un X sau ce vreți dumneavoastră ca să ne fie mai ușor, pentru a parla probleme. Da. Sunt 33. Începeți de unde vreți dumneavoastră sau copiii, domn profesor. 33 de la început. Haideți să le dăm o șansă și la ăștia la început. Da, și să le lăsăm pe ultimii 7. Da. Deci 33. Și primul rând faceți, îl al doilea faceți. Da, cu ce culoare am făcut? Faceți X, domn profesor, ca să nu ne mai... Fac X-ul mal. A fac 35 de copii au făcut toate problemele. Da, facem 30. Ia uitați. Hai să vedem. Doar. Haideți să-i dăm șanse la așa care au făcut puțin, domn profesor. De 10 a spus, mai pune 10 acum, unde sunt puțini? Ultimul rând. Ultimul rând. Așa. Da. Dați-le și la aia șanse.